Bună ziua, dragi prieteni! Haideți să facem o etalare pentru, uh, pentru dumneavoastră uh, despre uh, perechea ex-pereche și viitoarea pereche. Am să folosesc aceste cărți. Este un tarot interactiv. Trebuie să vă alegeți una din aceste uh, grămezi și să vă gândiți la un ex și la un viitor partener. Să vedem uh, ce ne spun cărțile despre uh, exul dumneavoastră sau despre un viitor partener. Haideți să vedem. Uh, Alegeți-vă și eu aștept până alegi. Haideți să vedem dacă ați ales piatra verde, albă sau albastră. Haideți să vedem dacă ați ales verde. Da? Deci, prima. Foarte frumos. Sunteți într-o situație, primii, deci primii care am ales, vedeți că sunteți într-o situație de despărțire, treceți peste o despărțire sau un divorț sau o relație ce s-a terminat, ați terminat recent o relație sau o terminați acum această relație și uh, v-a adus o suferință. Deci unul dintre parteneri este uh, nepăsător, uh, da, liniștit, celălalt suferă foarte mult, uh, dar mai aveți o uniune încă cu această persoană. Uh, persoana vă, sau dumneavoastră vă întrebați uh, De ce nu a mers? Ce s-a întâmplat? Uh, Asta trăiți acum sau recent, da? Dumneavoastră sunteți uh, liniștiți și celălalt disperat sau invers. Ce îmi reprezintă la persoana din trecut? Persoana din trecut arată că este o persoană corectă sau părea corectă. Uh, ați făcut planuri de căsătorie sau ați fost căsătoriți? s-a zlocuit împreună, dar în realitate această persoană ascundea ceva sau ascunde un alt interes pentru dumneavoastră, ce nu era bun pentru dumneavoastră. Această persoană este posibil să te caute, să te contacteze, să-ți vorbească frumos sau să-ți spună haide să fim din nou împreună, da? dar vedeți că această persoană nu are nu este stabilă uh, sentimental. Nu este bine să acceptați să fiți cu această persoană din trecut. Uh, această persoană este are o situație emoțională instabilă uh, și dacă s-ar întoarce la dumneavoastră nu ar fi din dragoste, poate să caute o casă unde să stea. Sau să aibă un interes material sau să împartă o economie, da? Această persoană nu este bună pentru dumneavoastră. Următoarea relație de viitor, viitorul dumneavoastră, arată o relație corectă, o relație foarte bună, o persoană ce se va îndrăgosti de dumneavoastră, care vă va aduce consolare. Uh, va fi ca un dar din cer pentru dumneavoastră, uh, va mulțumi tot timpul, vai ce bine că te-am întâlnit sau va intra în viața dumneavoastră cei ce sunteți într-o relație acum, poate deja cunoașteți această persoană și uh, trebuie să rupeți relația ce o aveți pentru că uh, relația ce o aveți nu este ceea ce aveți dumneavoastră nevoie, ieșiți dintr-o relație din care ați suferit și uh, apare o persoană sau a apărut deja uh, așa cum ai așteptat-o, da? Acest ex nu are dragoste, da? Tu ai șanse să fii fericit și să nu crezi ce spune ex, da? Ce nu merge, nu merge. Și această nouă persoană trebuie să o cunoști, arată o persoană înțeleaptă, da? Și vezi dacă merge sau nu. Deci cam așa văd eu pentru prima că veți avea o relație foarte bună cu căsătorie, cu bucurie, cu noroc, da? cu abundență următoarea relație a dumneavoastră. Așa, haideți să vedem uh, piatra albă, da, asta a fost verdele, îl scoatem de aici.

Bun. Trebuie să profitați de șansele ce ce vi le dă universul. Aici arată uh, că trebuie să vă deschideți, să nu lăsați să treacă șansele pe care, pe care apar în viața dumneavoastră, da? Trebuie să fiți simplă sau simplu, dulce, să nu gândiți prea mult. Să fiți înțelept Experiența pe care o aveți dumneavoastră trebuie să o folosiți pozitiv, da? Să, cum să spun eu. Uh, și simplu, da? Simplu, dar să aveți și acea nevinovăție din tinerețe, dar și uh, multă înțelepciune, da? Și să o folosiți pozitiv, da? Cine este în trecutul dumneavoastră ex? Un ex, văd aici, o persoană nobilă, simplă, o persoană de încredere. Dacă tu o căutai pe această persoană, o căutai, dar nu avea o intenție clară, deschisă, simplă. Da? Poate mergeai la această persoană doar să vezi ce obții. Da? Și acum. Poate se va da ocazia să comunici cu această persoană, cu un ex sau exă, dar această persoană te vede ca pe o persoană de neîncredere, deci nu are încredere în tine. Nu te vrea această persoană în viața ei. Poate îi trimiți mesaje, te întâlnești, vorbești. Tu te prezinți uh, poate cu intenție bună și acea persoană zice nu vreau nimic cu tine. Da? Persoana nu vrea nimic uh, și vei rămâne puțin trist, da? Dar se poate și invers. Să te caute un ex sau o exă și tu să o respingi total pentru că ai pe altcineva sau acea persoană are altă relație și să fie o legătură ce nu s-a terminat, dar aveți pe altcineva dumneavoastră sau acea persoană și uh, vă respinge acea persoană pe care o căutați. Viitoarea pereche, arată că vine o, vine o persoană în viața dumneavoastră. Um, sau aveți o persoană deja, o persoană viitoare, o pereche viitoare cu care aveți planuri uh, uh, serioase, pereche stabilă, o situație frumoasă. Uh, veți avea planuri de căsătorie, de a locui împreună. Trebuie să te, uh, să te porți bine, să te comporți bine, da? Se, pentru că aceasta este o șansă foarte, foarte bună pentru tine. Și uh, să nu pierzi această șansă. Pe, cu această persoană din viitor, văd că ai totul pentru a avea o, o, o dragoste, o pereche frumoasă, o dragoste adevărată. Uh, unde veți începe ca prieteni, da? Ca prieteni. Veți începe ca prieteni, vă veți vizita, poate încet, încet va zice, uite, vreau să-ți cunosc familie, dar nu dintr-o dată, da, gata, vină la mine acasă sau nu. Astăzi, uite, de exemplu, nu pot să vin la tine sau nu pot să mă întâlnesc, că mă duc să mă întâlnesc cu prietenii sau cu familie și atunci ea sau el să spună, uite, vin să-ți cunosc prietenii, da. Așa, încet, încet se va da cu, cu timpul, da. Apoi arată că tu poate că începi această relație cu cineva din viitor doar pentru a avea o dragoste, o pereche, dar deci, doar pentru a te folosi de această persoană. Doar că ai nevoie de cineva. Da? Parcă din motive ce nu sunt chiar sentimente, pentru că mi-arată aici o persoană falsă, da? Deci aceasta. Această, puteți fi dumneavoastră care. Aveți motive extra pentru a începe această relație, nu sentimente unele persoane, da? Din partea ta. Dacă nu ai sentimente bune pentru această persoană, nu vei avea o relație serioasă și de viitor cu această persoană. Motivele extra, ce nu sunt sentimente din partea ta, da, nu vei avea succes. Succesul este dacă ai sentimente și dai sentimente, atunci vei avea căsătorie cu această persoană. Dacă ești falsă cu această persoană, vei rămâne singur. Da? Haideți să vedem a treia, da? Unde să vedem a treia? Albastru. Care ți ales? albastru? Uh, aici văd situația dumneavoastră cum sunteți într-un moment uh, unde aveți o speranță de a forma o familie de a avea copii de a forma o o casă da? o situație stabilă vă doriți foarte mult să întâlniți o persoană cu care să aveți o relație frumoasă de viitor mm, cu o persoană care să vă merite, care să aibă aceleași ideal, idealuri ca și dumneavoastră, da? Și uh, să formați o familie, da? Doriți ceva stabil să aveți pentru celălalt și celălalt pentru dumneavoastră, doriți familie. Nu ați putut realiza acest vis cu cineva din trecut, cu un ex, da? Uh, arată că Ai avut o relație în care te gândeai că acea persoană este minunată și credeai că vei avea o familie, erai foarte îndrăgostită, iubeai foarte mult, dar nu a fost cum sperai. Da? Nu vedeai că este o persoană ce profită de iubirea ta, ce nu iubea serios sau cum așteptai tu să iubească. Poate că acum ai vrea să reiei acea relație, dar sau acea persoană să te caute, dar nu, nu ai avea niciun, 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 beneficiu, deci nu ai avea niciun viitor acea relație, da? Nu ar fi o persoană bună pentru tine. Pentru că unul, deci tu știi exact ce vrei și cum vrei și exul, poate te întâlnești cu el sau cu ea, dar nu aveți același nivel, nu aveți aceleași dorințe, da? El, ea, poate vrea să se distreze, este ocupată, s-a ocupat cu serviciu și nu va forma cu tine acea pereche pe care tu o dorești. Nu îți va împlini așteptările, da? Și dacă te va căuta acea persoană, nu va funcționa cum, cum vrei tu, nu va fi cum vrei tu. Poate să fie și un obstacol între dumneavoastră și acea persoană, da? Și să nu puteți fi cu acea persoană din cauza unui obstacol. Și asta se poate. În viitor. În viitor vă văd o per două persoane. Vă văd. O persoană prima dată, poate una sau două. Eu cred că două. Haideți să vă spun. Vă spun, în viitor cineva vine ca un cadou în viața ta. Un cadou aici, cadou. O pereche stabilă. da, Dar tu trebuie să-ți dai seama uh, dacă ești la același nivel de planificare cu acea persoană sau nu. Da? Pentru că tu îți dorești foarte mult familia aceasta. Și uh, din noua relație, viața ta de pereche va fi diferită de viața ce ai avut-o cu acest ex. Deci va fi total diferit. O persoană pe care o întâlnești, care începe repede, merge repede, deci vrea totul repede, acea persoană poate că te face, te ar vrea să, face, să, să facă să cazi în ceea ce tu nu vrei, să începi ceva ce tu nu vrei, ce te vrea, dar nu este o relație stabilă. Și încă o persoană cu un caracter hotărât, da? Ce ar avea planuri de viitor cu tine, da? Trebuie să uh, mergi încet, încet, cu calm, să vezi persoanele ce le întâlnești, da? Pentru că o relație nu se formează rapid, se formează încet, încet și uh, trebuie să ai clar ce ai vrea, da? Să nu, cre să nu cazi uh, la prima persoană ce apare, da? Și să crezi ce spune, da? Poate tu te lupți pentru acea persoană sau te gândești foarte mult la acest vis, te gândești foarte mult lupți pentru visul tău. Dar nu trebuie doar să te gândești cum va fi vreau asta, vreau asta, vreau asta, vreau asta. Vreau asta. Pentru că atrage o vibrație inferioară. Trebuie să vizualizezi ce îți dorești, da? să ai clar ce vrei și să visezi ce vrei, pentru că vei atrage, vei avea această familie pe care tu ți-o dorești bun. Cam asta a fost videoul pe care am vrut să vi-l arăt. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.